Iată la un nou video cu jocul SimCity. Am un pic de timp liber și am vrut să fac următorul video. Ne aflăm chiar în strada principală care leagă orașul de de industrie. Iar aici avem secția de poliție. Aici avem câteva case și spitalul, clinica. Bine, să vedem un pic. Încă este mic orașul, trebuie să îl mărim. Uită un pic la case, mai are un pic și trece la următorul, de la case la blocuri. Deci mai are un pic aici până ajunge la verde și după aia se modernizează case. Aici vedem că e mai puțin. Aici e mai mult aproape plin. Toți sunt instruiți. Vedem un pic cum este cu instruirea. Aici e instruirea. Pe carte. Încă nu sunt înscris. Aștia cu mov nu sunt înscris cu verde. Ce se întâmplă? De ce nu sunt înscris? Aici cu albastru este care stau în stație. Pentru ca să meargă la școală. Autobuze. Suntem pe roșu deocamdată, dar trebuie să mai punem autobuze ca să putem aduce cât mai mulți și mai repede la școală. Aici avem să punem un măr și mai modernizăm și un steguleț. Deocamdată avem 285, ar trebui să punem încă o școală. Deocamdată punem una deasupra. Așa. 700. Nu ne panicăm, pentru că imediat vom moderniza casele și deja se modernizează. Încep să modernizeze și taxele vor crește. Suntem cu taxa la 10. Un pic cam mare, dar deocamdată o lăsăm așa. Vine un pic. Vedem că sunt. Am rămas ceva aici, neinstruiți, neinscriși. Sperăm să se înscrie imediat. Da. Se pare că am rezolvat problema cu înscrișoarele. La școală 160, în creștere. Partea asta deja se începe a schimba culoarea spre verde. Aici vedem că trebuie să fie verde ca să fie toți instruiți. Bine. Și se pare că încep și blocurile. Acum scădea un pic. Și aici mai mult. Să vedem un pic cum e cu industriile. Și industriile se pare că se modernizează. Să mai facem atunci niște industrie. Ce zice aici? Să modernizăm străzile ca să poată face industrie mai mari. Hai să modernizăm strada. Vedem că de aici avem pentru modernizarea strada ca să nu ne chinuim din partea. Strada la media densita. Ne costă 1512 bani. Avem o problemă de bani. Deci modernizăm. Bine. Am modernizat. Totuși, ce se întâmplă? Deci s-a făcut parc, noi am pus să avem un parc. Cred că am rezolvat și o misiune între timp. Mă gândesc să mai lungim un pic cu industria în partea asta. Să mai punem un pic de industrie și aici.
341, suntem în creștere, aici am scăzut un pic, dar suntem în creștere, asta este bine. Din nou pe roșu până se modernizează falși. De asta este important să avem o altă resursă. Din că chiar dacă suntem pe roșu, vindem petrol și nu ne împotmolim cu banii. Deci nu ne preocupăm. Să vedem un pic orașul nostru. Da. După cum vedem, încep să apară blocurile. Deja sunt familii care au cumpărat apartamente la noi în oraș. Caută personal. Este că personal aici în magazine. Foarte bine. Deja se cunosc o persoană. Să mergem mai departe. Deci acum dacă ne-am modernizat, să vedem cu infractorii. Nu vrem infractori. Arestatele, avem deja poliția. Toate mașinile sunt în oraș. Deci dacă mai sună cineva, nu mai avem mașină. Ne costă mașinile poliției să mai punem o parcare. Ne costă 10.000 și 225 pe lună. Un pic cam scumpă. Totuși dacă am intrat aici, asta e gratis. Să punem așa aici o... Așa să se vadă. Dați aici cum se vede. Când ajung infractorii, vede deja poliția. Iasă mașina și imediat pe infractor. Și noi punem și un steguț. Partea asta aici nu putem să-l punem? Nu? Nu? Sus nu? Ce îl punem aici? I-am modernizat un pic. Și secția de poliție. Așa, steagul sus. Pacienți 5. Cam bine. Trebuie să controlăm pentru că vedem că suntem în expansiune cu orașul. Deja am trecut de la 2000 cât avem. De la 2000 la 4000. Deci populația crește foarte rapid. Am mai făcut o misiune. Am pompat 1000 de barili. Într-o zi. Pompăm foarte bine, suntem pe verde. Eu spun să le scădem taxa la 9, din nou, un pic pe roșu. Nu-i nimica, nu vreau să le taxăm prea mult ca să plece din oraș. Ne spune aici cineva ceva cu roșu. Cine era cu roșu? Am mai făcut o misiune să ajungem în 5.000 de rezidență. Am văzut ceva cu roșu aici, nu zice cineva. Se întâmplă ceva aici? Avem o față roșie. Față roșie, de ce nu-i place aici? Așa, aici ne spune ce ne face pe noi fericiți. Câștigăm foarte bine, asta îi face fericiți. Ce nu ne face fericiți? Așa. Câteva consilii de merge, vor mai multă marfă. Să căutăm cu fabricile. Deci avem un magazin. În cazul ăsta, de ce nu duc marfa? Totuși, avem câteva industrie. Hai să mai punem, probabil că noi avem și de petrol, magazin. Mașinile nu prea reușesc. Aici avem să mai punem mașini. Așa, garaj pentru camioane din marce. Așa, consenii, import-export, 5 toni de barile pe un engeniu. Costă 50 pe lună. Una? Și mai punem una. Punem și o insignă. Punem și o insignă să fie și frumos. Uite aici. Trade.
toți ceva aici, să modernizăm primăria. Orașul nostru devine din ce în ce mai frumos. Tot sus verde, ceva pe aici nu le place. Nu poate să facă shopping. De ce nu poți să faci shopping? N-ai bani? Nu putem face shopping? Nu putem face shopping, imediat ne ocupăm și de voi. Probleme cu energia. Se rezolvăm imediat. Imediat se rezolvă problema cu energia, nu vrem să avem probleme. Avem aici energie. Suntem de minus 2,3. Mai punem asta, ne crește cu 3 MW cu un vent de 10 km pe oră. Când devine. Așa. Avem un plus de 3. Da, pornești? Învârte-te. Pornească, îi trebuie vânt. Pe minuseară. Păi, dar de ce nu pornește? Ha, așa a pornit. Punem și aici reclamă frumos. Wind. Până deci suntem de 3,3. Vine că vântul este bun. Rezolvat problema cu curentul. Gata, va ajunge curentul. Problemă. Am ținut viteza prea mare fără să ne dăm seama că orașul se expande. Așa, avem aici opțiune să modernizăm primăria. Frumos. Începem să fim un orașel mai mare. Ne zice ceva aici la școală. Deja suntem la 6.000. Primare. Toate salele la școală sunt pline. Îi servi mai multe sări. Ce stau? Am văzut că ne-a anunțat prima ceva aici. Un modul. E la școală. Și avem studenți înscriși 377, din care putem să avem până la 516. Atunci, de ce? De ce nu aveți voi loc? Mai aveți loc încă? Suntem iară pe plus. Așa. Ne arată că vrea să-i punem parc. Să-i punem un parc. Parc de joc cu un alt alene, cu scrânce pui. O secundă. Probleme cu curentul încă. Ceva nu-i bine. Să rezolvăm noi odată pentru totdeauna cu curentul ăsta. Ia să facem. 1, 2. Acum ai la maxim. Va trebui să punem din asta cât ne dea 15 MW pe conventul 10 km. Și asta ne dă 3 MW. O să trebuie să spunem universitatea mai încolo. Am rezolvat și problema cu curentul. Pentru un timp. Eram cu parcurile. Să punem un parc. Avem aici cu niște scrinci pe. Dar care e zona care ne cere parcuri? Asta e foarte rău. Pentru că nu-ți arată o zonă anume unde îți cere parcul. Îți spune numai că vor parcuri, dar nu-ți zice unde. Dacă nu zice unde, să încercăm să punem aici. Partea asta că e un pic mai...
aici. Toți bucuroși. Sunt toți bucuroși. Toată lumea doarme. E ora 3. Bine. Mi serve un quigi di petrol pe nostru business. Nu o să-ți facem și ție. Vreau să mă uit pentru apă. Apa de-o stă în menier, mai avem fără curentul și cu noi. Camioanele reușesc să meargă în firme ca să adune cât mai multă marfă. E dificil de găsit menager în zona asta. Păi îndată îi instruim noi la școală. Așteaptă un pic și îți trimitem imediat oamenii instruiți. Deci e parcă că noi vrem să facă tot fabrici. Facem petreceri până mâine dimineață. Faceți petreceri. Putem să producem mai multe mizerii în timpul petrecerii. Dacă va fi vreo problemă, vreau să-i dăm permisul ca să facă petrecerea și ne dă 25.000. Știi ceva? Nu vrem noi în mizerii în oraș acum, ca să nu se supere populația. Deci nu acceptăm să facă mizerii, pentru că după aia vom avea probleme cu populația. Avem deja probleme cu ambulanțele, vedem. Sunt deja 10 pacienți, dar vedem că în partea asta avem în sala de așteptare încă pentru 10 pacienți. Deci, deocamdată lăsăm așa. Ne gândim cu acolo. Da, un orășel frumos. Am ceva aici, că deja avem minus 450 pe oră. Aici va trebui să construim pentru rafinat, ca să facem motorină. Și ne trebuie nouă fabrica de procesori. Va trebui să facem, dar acum nu avem bani. Următoarea problemă. Se pare că văd aici un pic de trafic. Va trebui să ne ocupăm cu trafic. De locuitori. Autobuze. Dacă nu iau autobuze, 300.
seara mi-a minus 300. Ce face? Putem punem pentru salvare sau pentru autobuz? Asta o să aștepte ăștia. Mai facem să aștepte în sala de așteptare. Să ne ocupăm de autobuze. Vrem să avem prea mari probleme în oraș. Aici nu putem să-l punem pentru că modernizăm. Hai să-l punem aici. Punem aici. Aici și un aici. Bine. Eu un pic cu autobuzele. Încă stau. Aici avem parcare, dar deocamdată nu ne trebuie parcare. Am scăzut un pic cu populația. Se pare că se mai fac alte blocuri. Se construiesc alte blocuri. Sunt un pic în scădere. Vedem un pic. Cu industria scădem cu felicitate. Avem un 78% de aprobare. Hai să ajutăm că mor muncitorii. Cum mor muncitorii, mă? Unde mor? În cazul ăsta trebuie să ne ocupăm și de spital. Se pare că nu avem de ales. Și nu vrem să moară. Pune o ambulanță în cazul ăsta ca să poată să-i meargă, să ieie. Și suntem din nou pe minus. Suportul sanitar e pentru vecin, dar noi nu avem deocamdată niciun vecin. Deci nu avem nevoie de să trimitem la vecini ambulanță. Bine. Cam asta este orașul nostru până acum. Cum vedeți, a fost o explozie de populație de la 2000 la 6640 în creștere. Vedeți că toate căsurile încep să se modernizeze. Am spus că obiectivul nostru este undeva la 400.000 populația. Și încet cu încet o să încercăm să ajungem din nou pe plus. Bine, cam atât și pe data viitoare.